Bună ziua tuturor, eu sunt Denis și acesta este primul meu video de pe acest canal. Pe acest canal o să vedeți lucruri mai ciudate de obicei, pentru că sunt Denis și acolo de rață se uită la voi în fiecare noapte. Nu mai contează. Tocmai ce analiza că n-are un ochi sau o pupilă sau ce naiba aia. Altceva mai vreau să zic este că o să fac videoclipuri de mai multe feluri, probabil o să desenez într-un dacă vreți să, ce vreți să desenez eu. De exemplu, Denis, fă eu nu știu ce! Și probabil o să-l fac, probabil. Am un fluier, nu cred că nu prea sunt bun la el, așa că nu prea știu dacă o să fac videoclipuri. Am chestia asta care îmi place rău de tot, deși e pentru gât și în caz că e frig. Și acum nu e frig și am găsit-o abia acum. O să încerc să fac niște sketch-uri, cred, dar nu prea știu cum o să fac pentru că nu știu să editez. Probabil o să fac cu d-astea, cu astea, cu Lego-urile. Nu prea am o idee dacă pot să fac cu ele, pentru că dacă mă gândesc, nu prea știu ce voci să le dau, pentru că aproximativ cam toți o să aibă aceeași voce, ceea ce e cam ciudat și bizar. Vreau să mai zic că nu prea știu ce o să fac pe canalul ăsta. O să fie practic totul la random, din motivul că nu știu ce să fac. Așa că o să încerc să fac și videoclipurile cât mai lungi, dacă reușesc. Momentan nu știu cum să fac live stream-uri, că aș face, cred, dacă aș și avea ce să joc, dar nu știu cum să fac chestia aia. Așa că vreau să vă mai arăt decât ce... Stai un pic, așa dat. Cam laptopul pe care probabil o să fac gaming, o tabletă, un selfie stick, care cum îi spun eu, un mai mult recording stick. Ceea ce sună cam ciudat pentru că filmez cu un băț. Dacă vreți o să încerc să fac și un al doilea canal, ceea ce ar fi foarte nou pentru mine, pentru că ăsta e abia primul. Dar probabil la 10-100 o să fac ceva nou. Nu, mai degrabă la 100. O să fac un al doilea canal, poate. Și acolo cred că o să fac tot în engleză. Cred că o să mă pricep mai bine. Să sperăm. Pentru că în română e mai ciudat, să zici. Și cam atâta vreau să vă spun. Așa că ne vedem data viitoare, dragilor. Pa, pa!